Salutare dragilor, Bitcoin se pare că încă se ține foarte bine. Este cu adevărat într-un bull market. O să definim ideea de bull market în materialul de astăzi. Un bull market, adică piața în creștere, se referă la un mediu de piață în care prețurile activelor financiare, cum ar fi acțiunile, obligațiunile sau bunurile, sunt într o tendință ascendentă, sustenabilă sau se așteaptă cumva să crească. În general, această terminologie este asociată cu optimismul și încrederea multor investitori. O să vă las câteva exemple bune, exemple cheie ale unei piețe, dacă doriți, în creștere. care sunt reperele? Prima, primul reper putem spune că e creșterea procentuală. Un bull market este adesea definit printr-o creștere procentuală semnificativă a prețurilor. De obicei, cu 20% mai mult, de la minimul recent, la un nou maxim. Un alt element important este durata. Da? Bull marketurile pot dura luni sau chiar ani. Asta e foarte important. Și se omite detaliul ăsta. Și sunt adesea măsurate în termen de durată și magnitudine a creșterii prețurilor. Optimismul din piață. Corobora cu euforia, în timpul unui bull market, investitorii sunt în general optimiști cu privire la viitorul economic și îți dispuși să investească mai mult. Dar dacă nu au un plan, așa cum investesc, o să și piardă. De asta educația e foarte importantă. Avem indicatori economici pozitivi totodată. Da? Bull marketurile îs adesea însoțite de indicatori economici pozitivi, cum ar fi creșterea PIB-ului, scăderea șomajului și venituri corporative, desigur, în creștere. Volumele de tranzacționare sunt incredibil de bune, tind să crească în timpul unui bull market pe măsură ce cei mai mulți investitori intră în piață. Dintr-o dată vedeți că adopția tot crește. Avem o politică monetară favorabilă. Da? Avem politici monetare, dacă doriți, relaxate, cum ar fi ratele dobânzilor sau de referință scăzute. Pot contribui și ele la crearea sau susținerea unui bull market, deoarece fac împrumuturile mai ieftine și stimulează ideea de a cheltui, stimulează cheltuielile. E important să notăm că definiția tehnică a unui bull market poate varia puțin între analiști și instituții financiare, dar conceptul de bază. De creștere sustenabilă a prețurilor și optimismul investitorilor rămâne constant. Vedem foarte multă euforie în timpul unui bull market. Vedem oameni care sunt în permanență preocupați de spațiul acesta. Când vorcați într-o mașină, de pildă, și vedeți nu știu, vă urcați într-un taxi și vedeți un taximetrist că vă zice o mai crescut bitcoinul, ul ce părere ai de bitcoin, ce părere ai de spațiu cripto, ce părere ai de tokenul cu cutărescu, ce părere ai din nou de EGLD sau de Solana sau de Avax sau de Polygon sau de DOT sau... I don't know, nici nu știu ce să mai zic. Gândiți-vă la orice criptovalută care market cap în top 100 sau care a intrat, urmează să intre în top 100. Când vă zice și taximetristul că bă, ok, ce se întâmplă cu spațiul acesta? Atunci puteți să vă gândiți din start că ceva <gângări> îi referitor la la cripto, da, suntem într o tendință de creștere. E bine, din păcate pentru cei mai mulți o să fie în felul următor. O să intre în piața aceasta în momentul în care toată lumea vorbește de spațiul acesta, probabil cum s-a întâmplat și în uh, bull marketul trecut, o să intre în vârf și o să suporte vreo mai apoi 1-2 ani da, de corecții, de portofoliu devalorizat, o să spună că spațiul ăsta e un schem și așa mai departe, dar niciodată nu o să spună că omul nu prea are tendința să recunoască și să spună că, ok, poate cumva mintea mea e un schem, că n-am avut măcar bunul simț să mă educ în vreun fel, măcar că îmi doresc uh, să fac și eu niște bani. Dar nu așa peste noapte, nu? Pentru că nimic nu vine peste noapte. Măcar că ne dorim să facem niște bani, sănătoși, eficienți, pe termen mediu spre lung, care desigur pot să vină, dar în urma educației totodată. Vă salut cu mult drag, suntem 11.000 de abonați, te aștept să te abonezi, te aștept să dai un like la clipul ăsta, favorizează algoritmul, voi sunteți minunat fiecare în, în parte, din nou vreau să vă spun că vă stimez și încă ceva pentru voi, o micuță surpriză, mă gândesc în Timișoara să mai fac pentru luna um, noiembrie, da? Un eveniment spre finele lunii, poate 20, 20 și ceva, un ABC All About Crypto, sunt doar 40, atenție, 40 de locuri disponibile, o să fie în sala mea mare de conferință de la birourile mele, o să fie un eveniment grozav, deci din nou, locurile o să fie super limitate și în prețul biletului, vreau să înțelegeți un element important, o să aveți și cursul meu de cripto și prețul incredibil de accesibil. Pentru mai multe detalii mergeți la mine pe Instagram, Aron Robert Grecu, găsiți și detalii în de descrierea acestui clip. Să mergeți, să îmi lăsați un mesaj în privat cu dorința voastră de a participa. Din nou, locurile sunt uh, limitate, o să avem și invitat surpriză, o să fie un eveniment foarte fain, pentru că ușor, ușor ne apropiem de ideea asta de bull market, sau cumva suntem într-un bull market, nu? Pentru că despre asta am discutat și oportunitățile sunt infinite. Mă înclin, vă salut cu drag, Robert, nu uitați să mă contactați!